atât pentru Ministerul Educației, cât și în general pentru Republica și studenți. Academia Militară a Forțelor Armate acum este național de acreditare și atestare și începând de joi, începem până pe 20 decembrie procesul de acreditare științifică. Acreditare științifică pentru că este foarte necesară pentru proiectele care le avem cu Școala Navală Post-Universitară de la Monterey din Statele Unite. Consorțiumului Parteneriat pentru Pace NATO, în care intră 58 de instituții de învățământ, sunt axate pentru pregătirea ofițerilor la ciclul 1, dar din 2011, dintre care 15 sunt persoane civile la contract. Aceasta este în premieră. Având în vedere că dumneavoastră doriți să aveți o discuție cu studenții, eu o să vă părăsesc. Mai departe, dumneavoastră o să discutați. Bună ziua și bine v-am găsit. Invitația pe care mi-am făcut-o eu însumi să vin la voi. Și mulțumesc că, după cutuma voastră militară, trebuie să zic întâi domnul colonel și pe urmă domnul rector sau vii. Invitațiile mele intrinseci. Domniile voastre învățați într-o instituție care are un palier. După ce am fost la ASEM, mi-am propus eu de mai multe. Ne-am întâlnit la profesori. Depindem de decan, depindem de general, de colonii, directori și așa nu știu cum. Și nu avem întotdeauna comportamentul deschis. Și domniilor voastre, acest dialog, desigur că trebuie să pe principiul german de care vă conduc eu și nu după principiul fără departe. Deci asta a fost primul motiv și cel mai important. Eu, pe lângă expertiza pe care o am ca doctor în etnologie, în literatură, eu sunt expertă în problemele de gen. Am pledat prin numere și nu știu ce. Asta, mă rog, sunt deja extremisme care văd că început la noi să ne bombardeze în minister, să dăm diplome fără cutare. De transparență în cursuri. Cursurile trebuie să fie la transparență decizională, să vadă și tatăl și mama mea ce învăță. Trecută prin softul care va verifica foarte bine de unde-i luat. Alta, mai încearcă. Odată. Pe formatul în cercetare, asta e de spatele și dialogul nostru cel mai mare cu Academiei de Știință. Numai structura și tipul sețelor unui este cercetare și inovare. Și stau alături cu cercetători, cu fiecare pe domeniul său. Și asta aduce plus valoare. Și asta îi antrenează pe ei și îi ține cu acum. Ești primul care are această șansă. Și tensiunea. Titov a avut câteva situații, eu crăpat, primele, eu rușnice. Planificate în domeniul învățământului vocațional-tehnic. Sunt în rândul populației fără calificări sau cu calificările din învățământul vocațional. Două statistici. Angajatorul nostru, din păcate, astăzi, nu își ia taxi. Și de aceea aici statistica un pic trebuie